Ministrul Muncii Raluca Turcan a anunțat marți seară pe pagina oficială de Facebook modificarea modelului cadru al contractului individual de muncă, ce va aduce obligativitatea angajatorului de a-l informa pe angajat despre obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat. Pilonul 2 de pensii administrat privat este obligatoriu și vine în completarea pensiei de stat. La începutul anului 2021 erau aproximativ 7,6 milioane de români care contribuiau obligatoriu la pilonul 2 prin intermediul celor 7 fonduri de pensii private. Așteptăm să apară și oficial în monitorul oficial a României o modificare a modelului contractului individual de muncă în sensul, și aici citez pe ministrul muncii, doamna Raluca Turcan, care spunea că se va institui obligația ca în cuprinsul contractului de muncă să se instituie obligatoriu informarea salariului privind pilonul 2 de pensii. Adică acea sumă care îi se ia din ceea ce contribuie la stat se trimit către fondurile private de pensii, care conform statisticilor mondiale și în special celor europene asigură un câștig suplimentar față de ceea ce oferă bugetul asigurării sociale de stat. Cele 7 fonduri de pensii private pilon 2 din România au în prezent active totale de circa 78,2 miliarde de lei, record istoric în creștere cu 3 miliarde de lei față de finele anului 2020.